Bine v-am regăsit la o nouă recomandare de carte, iar propunerea din această săptămână este Tatăl celuilalt copil de Parinoș Sani. Parinoș Sani s-a născut la Teheran, iar Tatăl celuilalt copil este cel de-al doilea roman al său. Este un roman foarte emoționant. Shahab împlinește 20 de ani, așa începe romanul. Apare într-o fotografie în care îl ține un domn și cineva îl întreabă cine este acel domn care te ține în brațe. Și de aici se scrie acest roman tulburător, dureros, destul de dureros. El își aduce aminte de copilăria lui foarte tristă, în care a fost etichetat, a fost numit de foarte multe ori prost. A vorbit târziu, avea 4 ani, 5 ani și el nu scotea niciun cuvânt. Mama sa a fost cea care a încercat să creadă în el, deși de multe ori și-a pus și semne de întrebare dacă ceilalți membri ai familiei au dreptate, copilul are niște probleme. De fapt, nu avea niciun fel de probleme. Faptul că toți ceilalți puneau presiune pe el să vorbească, asta făcea să muțească, îi dădea o frică incredibilă și tocmai de aceea era catalogată de către toți ceilalți, așa cum am spus, prostănac, handicapat și așa mai departe. Tatălui era foarte frustrat pentru că fiul său nu vorbește, deși ceilalți copii ai săi erau foarte deștepți, iar tocmai din acest motiv, faptul că el a simțit toată frustrarea asta, frustrarea tatălui său, relația lor s-a stricat foarte tare și o să înțelegeți de ce acest roman se numește Tatăl celuilalt copil. Pentru că Shahab spunea despre tatăl său că nu este tatăl său, este doar tatăl fraților săi. Acest roman o să ne învețe sau o să ne reamintească, pentru că de multe ori în viață uităm asta, faptul că atunci când punem etichete oamenilor și mai ales copiilor, nu facem decât să-i rănim și aceste răni sunt cărate de ei toată viața. Aceste răni dor foarte tare. Așa că dacă aveți copii, indiferent de vârsta copiilor, vă recomand din tot sufletul să citiți acest roman, să vedeți ce putere au cuvintele asupra oamenilor, asupra copiilor. Le cărăm după noi toată viața și ne rămân în suflet și dacă sunt cuvinte dure, vor fi niște pietre grele pe care le vom căra toată viața. Foarte bine surprinde Parinoș Sani în acest roman durerile acestea pe care le cară un copil atunci când este etichetat și când părinții își doresc ceva de la copil, dar dorința aceasta o transformă într-o frustrare pe care o aruncă asupra copilului. O să vă citesc câteva fragmente din roman. Să vedeți durerea lui Shahab. Din ziua în care am descoperit că sunt prost, am devenit sensibil la acest cuvânt, iar când eram strigat așa, mă înfuriam, țipam, spărgeam ceva sau loveam pe cineva și făceam un tărăboi în toată regula. Însă din clipa în care am acceptat realitatea, m-am purtat altfel. Nu mai ieșeam din fire când auzeam vorba aceasta, deși mi se punea un nod în gât, o gheară îmi strângea inima, totul mi se întuneca în fața ochilor și mi se părea că nici soarele nu mai strălucește. Căutam un colț unde mă ghemuiam și îmi cumplindeam picioarele cu brațele. Îmi lăsam capul pe genunchi și îmi doream să mă fac mic, atât de mic încât să nu mă mai poată vedea nimeni. Nu mai aveam chef să mă joc, uitam cum e să râd, nu mă mai înveselea nimic. Și orele acelea se prelungeau, ajungând până la o zi două. Știți ce mult înseamnă o zi două pentru un copil de 4 ani? Poate chiar cât o lună sau două pentru oamenii mari. Cred că mi era mai bine când răspundeam violent, deși mă pedepseam, îmi luam bătaie, mă certau, iar eu plângeam. Însă așa totul se termina repede. Nu dura mai mult de o oră sau două. La început mi-am închipuit că a fi prost e un lucru bun și îmi plăcea când mă strigau prostule pentru că o spuneau pe un ton vesel. Așa că data viitoare când vreți să le spuneți ceva copiilor, aveți grijă pe ce ton și ce cuvinte folosiți. Profesorul a spus pe un ton ceremonios: domnule, vă felicit pentru faptul că aveți un fiu ca Shahab. Meritați și dumneavoastră un premiu pentru că ați fost un tată atent. Ați descoperit atât de devreme și ați cultivat talentul excepțional al scumpului dumneavoastră fiu. Stimat auditoriu, acest lucru e deosebit de important. Sunt atâtea talente care se pierd din cauza indiferenței părinților și n-au ocazia să se dezvolte. Sper că și alți părinți să ia exemplu de la domnul Mokhtari și să acorde copiilor lor cât mai multă grijă și atenție. Fără voie, un zâmbet zeflemitor mi-a fluturat pe buze. Am plecat capul. Cu pași grei, tatăl s-a dus pe microfon. Vocea îi părea în difuzor străină și mai groasă ca oricând, dar nodul din gât nu avea nicio legătură cu difuzorul. Mi-am ridicat uimit capul. Era palid și buzele îi tremurau. După o pauză destul de lungă a spus: orice tată și-ar dori un băiat ca Shahab. El a ajuns singur acolo unde se afla azi,
Eu n-am făcut nimic pentru el. Realizările lui nu mi se datorează. Sper să mă poată ierta. De mirare am rămas cu gura căscată. Le-am privit consternat și neîncrezător. Și ahab, dragul meu, tot ce pot spune este că te iubesc mai mult decât orice pe lumea asta și sunt mândru de tine. A venit spre mine deschizând larg brațele. Ochii mi se umplură de lacrimi, abia nu mai puteam vedea. Am mers spre el, m-a strâns puternic în brațe și m-a sărutat pe creșter. Fotografii au surprins scena, iar mama a văzut în această poză un fel de tratat final de pace, astfel că a mărit-o atât de mult încât cu tot curam o ocupa jumătate de perete. Părea că vrea să acopere cu ea toate experiențele amare din copilăria mea. Încet, încet, această poză a devenit un simbol al trecutului meu, învolbindu-mi amintirile neplăcute. În zilele următoare, o parte din gheara dintre noi s-a mai topit. Eram amândoi rezervați și neputincioși să arătăm ce simțim, dar încercam să avem mai multă bunăvoință unul față de celălalt. Era însă cam târziu pentru a învăța arta iubirii și este nevoie de mult timp să compensăm toate aceste ocazii pierdute. Oare vor putea fi vreodată compensate? Și aș vrea după recomandarea aceasta să rămâneți cu această întrebare. Toate momentele în care nu am arătat iubire față de copiii noștri, față de oamenii din jurul nostru, vor putea fi vreodată compensate? Vor putea fi vreodată vindecate? Vă doresc spor la lectură. Vă așteptăm la bibliotecă să împrumutați această carte și ne revedem săptămâna viitoare cu o nouă recomandare.